ziua! Pacea Domnului! Am fost mai înainte la doctoriță în Mami. Am stat acolo o grămadă de timp. Dar tratamentul trebuie să te scoți acum. Nu. Eu mai am acasă și îl scot de luni. Și acum am pus jamboanele și ce avem de dus la afumat. Le-am pus în mașină. Avem și prăjitură cu noi. Trebuie să mergem la doamna Angela din Grădiște să ni le afume. Mă simt cumva un pic așa mai jenat, dar nu am avut posibilitatea să le duc acolo la noi, unde le duceam eu în fiecare an. Doamna nu mai face și o punem pe doamna Angela să le afume ea. Și nu, asta este. Mergem acum cu ele. Mi le-am arătat când le-au curățat mama, când le-au tranșat. V-am arătat când le-au pus în sare. S-au ținut 6 săptămâni. Și acum le ducem la fum. Cât? 2-3 zile, cam așa să stă la fum. Știe doamna Angela. Vă filmăm puțin și la doamna. Poate că facem și, de fapt, facem acum focul, da, facem focul și le dăm un foc. Ieri trebuia să mergem la ele, dar a făcut mama prăjituri și sunt întunecat, pe la 3 ne-am apucat, la 6 am terminat și n-am mai putut să mergem. Dar mergem astăzi. O durat atâta, fiindcă am făcut două feluri și atunci până s-au copt, până le-am terminat, deci două rețete, două. Da. Teoretic era o rețetă, dar după aia s-a schimbat, a făcut și cu mere. Dar tu s-o dai și cu dudaie să vadă ce fain ai făcut. E mai fain decât aia cu mere. Mergem prima dată la sora Cati? Nu, la doamna Angela. Te le-ai sunat? Nu le-am sunat, nu le-am sunat. Acum ar trebui să le sun, să vezi dacă s-a tras. Îs acasă, s-a tras. Am spus că astăzi mă duc. Da? Ieri, da. Suntem la Podgoria. Mă simt sugeratorul la Podgoria. Acolo se merge la cântă Michelaca și acolo cântă intim. Zone din Arad. Aici e Catedrala Ortodoxă. Nouă. Și aici e Liceul CFR. Nu cred că mai... Dar pe unde o iei? A, nu știu. Ai luat-o greșit. Am luat-o greșit, da. Încă n-am mâncat astăzi. În cauza asta. M-ai amințit.
cel mai mult e învățătura. Învățătura biblică. Îmi place vara strada asta, că toată lumea, pur și simplu le-am văzut că o sta jos. Așa și vorbeau, era copii pe aici, foarte frumos. Ca la țară. No, uite, uitați de fapt. Două s-a lui Mirela, astea mari, și două s-a noastre. Astea stabilele de clisă. Acum facem focul. Eu vreau să fac eu focul, dar nu mă lasă doamna Angela. Doamna Angela, dar eu am filmat acum. Pot să vă filmez, nu? Păi, da, că văd că vine muța. Păi, am arătat toate etapele. Și acum le-am arătat, le-am agățat și urmează fumul. Da. Hai că mă duc să duc. Dar le aprind eu. Numai să-mi dai. Doamne, da, ce acum mamuța eu fost. Mă ia foamea. Ăsta șmecherul ăsta, când am venit cu cartea poșu, m-a furat o bucată șmecherul ăsta. Fără să-mi dau seama. Poftim, dragă. Nu, mergi tu să faci foc? Da! După aia nu îi bai! Așa. N-are cine să mă filmeze. Da, mami, mă filmezi tu? Filmez. Aha. Ce Invers. Șuncile le-am filmat. Acum ca să o filmez, de fapt, aha, focul. Da. Da, facem focul. Uite că ți-o pregătit tot, numai am să văzut. Dai foc. Da. Păi chiar din asta am zis că... Te v-am așteptat. Ieri mă gândesc. Da, ușa am despăiat-o. Practic, Vă mulțumim. Eu am vrut să vin, numai s-a schimbat treaba. Vorba, că după aia am văzut al doilea videoclip. După aia m-am dat seama de ce nu văd. Da. Dar am spus să vă sune, ca să știți. Mi-a scris pe WhatsApp, dar la 7. Păi, dar n-am avut când, că filmam. Deci am fost ocupați, cum să zice. Și noi am sperat până în ultimul moment să mergem, dar păi... Nicio problemă, noi suntem acasă. Să știi, Dacian, că pe toamnă și eu îmi cumpăr. Așa și îmi fac și eu fumătoare în casă. Fratele Costel vrea să ne facă. Da. El nu mai... Nu, să nu deranjăm, nu de alta. Nu deranjați, absolut. Până acum am avut o vecină care tot cartierul a dus la ea. Da, mă s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit și nu mai vrea. Am adeținem în frig. Nu-i frig. Ce face Nana Floare? Acolo cu vecină. Să hocoșește. Nu, pot să pun pe pauză până arde aici și după aia, după ce o ars, punem rumeguș. Te apun și pe tine. Eu am venit de la doamna doctor și m-am și parfumat. No, hai, du-te și după aia. O luat-o focul meu. Acum lăsăm să ardă bine. Și aici ne-a pregătit rumeguș. Bă, ce faci tu aici, mă? Nu-i voie.
Oh, tu-ți de aici. M-a pregătit pentru... Ce ciulat e rău. M-a prostit faci. Ce fain merge focul meu. Lăsăm așa un pic să, să fac un jar. Și după aia punem rumegusul. Nu o sar de aici. Asta tot caută pe aici mâncare. Asta tot caută mâncare flămândul ăsta de câine. Asta cu toate astea jos. Și-am pus eu înapoi. Eu mi sunt tricou, haina mea am lăsat acolo, afară, dar e cald și, și bine aici. Îmi place să fac focul. Noi toată viața aproape am făcut focuri, am avut înainte teracote, fiecare, nu chiar în fiecare cameră, dar aproape. Și eu de multe ori am făcut focul și când am fost mic. Începe să plouă. Ce fain am ce focul. Ioi. Mai, mai e puțin și pun rumeguș. Acum s-au lăsat lemnile acolo, s-a făcut jar suficient cât să pun rumeguș. Așa. Am reușit. Acum începe să ardă și rumegușul. Am pus rumeguș. Dar nu v-am arătat că n-am avut cum și să pun și să filmez. Când în jos e jarul ce l-am făcut și am pus rumegușul pe ăsta și acum începe și rumegușul să ardă, vedeți? Acolo, pe margine, acolo. Mai dăm un pic de aer. Da, asta arde. Te rumeguș de esență tare, de fac, nu te știu. Mai scormonesc eu un pic aici. Mai lipsic un pic jarul cu rumegușul.
așa. Mă, el așa încet o să ardă și rumegușul și o să facă fum. Am afumat, acum o fum pe doamna Angela, că miros a fum. Uitați, hai, vreau să te afum, pare rău. Am mâncat, cred că, vreo 3 bucăți. Mi-a așteptat cu o prăjitură foarte superbă, cu varză acră, dar nu-i varză nici acrătare, nici piperată, nici foarte fain. Foarte, foarte plăcută varza. Asta am adus noi, ce am făcut. Și asta a făcut doamna Angela. Cheesecake. Foarte fain arată. Pot să spun că... gustă, să vezi. Nu am mâncat nimic ca să nu-mi plac aici. Acum, vedem. După să arată dulce. Dai notă. Ai dau notă? Mhm. Stai să vezi. Dacă tu știi că ești expert în plăcintă. Nu mi-s chiar expert. După atât 2 ani de plăcintă și mâncare. Eu zic că 30 de ani. E faină. Crema de brânză e foarte pufoasă. Nu e dulce tare. Un pic acrișoară deasupra de la smeură. Și blatul nu e uscat. Și e numai fain, nu-i prea prăjit. Ne-am mâncat urmează. E fain, e foarte faină. E bună. E super. Ai pus și amoniu. Un pic, bicarbonat de amoniu. Nu de amoniu. Bicarbonat. Da? Amoniu, uh-huh. Amonia. Ah, ok. Bicarbonat. Mhm. Uh-huh. E fain, e foarte faină. De ce nu vreau să... Nu mă poți convinge. Niciun pahar de suc. Ce ambiție ai, excelent. Acum am fost la doctoriță, glicozilată, am 6,4. Uau, ce bine stai. Da, super. Atâta ce fac eu pentru... Oameni, te zici cu mâncarea și totuși ți-e foarte bun. N-am aici geanta, că ți-aș arăta rezultatul. Și eu trebuie să mă fac. Deci eu am ambiție, dar și ce-mi place, nu mânc. Și totuși a spus doamna doctor că să mai reduc din medicamente, să nu mai iau atât, să fie mai bine. Eu doamna doctor foarte, deci își dă interesul pentru pacient, nu-i din aia. S-a scris rețeta și ai terminat. Da. Merg la ea dacă vrei. Nu mă duc acum la asta. Cât ai glicozilata? N-am făcut acum. Ultima dată cu 7, cred că am avut 6. Am avut și eu 7. Nu e extraordinară, nu e. Și am avut 7. Mi-am avut că țin în control. 115 am avut, dar cel mai mare. 110, 105. Ce vreau să zic că... Bravo! Super! Nota 10 am spus, nu? Vreau să știi că mi-a venit plămâni. Deci eu n-am mâncat. Dacă știam să fac și ceva mâncat. Dar eu acum mă cheam, am să plac. Și eu mai am de pazărea ce am făcut-o. Am spus nota 10, mă scuz. Că am fost prea ocupat cu mâncatul. Foarte, foarte bună. Mulțumesc. Și asta cu varză, nota 11. Și nouă ne place la tot. Prăjitura asta ce fac astăzi?
nu știu să fi făcut-o cineva. Pe acolo, pe părțile mele, văd că scrie femeile, o, asta e prăjitura din copilărie. Ce fac eu acum? O cană de gris și o cană de lapte. Astăzi vrei să faci live? Astăzi e vino. Joi? Da. Dar o faci astăzi? Da, dar nu știu dacă mai prinde un pias că îmi trebuie nucă. Îmi trebuie nucă, dacă nu iau de la Kaufland, mă să nu fie rânge. Da. Păi trebuie să mergem la Ionica să vedem dacă este. Da. El mai iei pe piață. Mai îl prind? Cât da. Cât e ceasul are? Vreau unu. Unu jumate. Hai că trebuie să mergem să-mi iau nucă. Nu mă cam întrebă, dar nu ai. Nu, no, dacă nu ai, nu ai. Ne-am stat mai mult, numai suntem pe acțiune. Putem să mergem la bătrână să o filmăm. Da, da. Să o filmăm? Poate la... nu-i place la doamnă, că mai e cu o doamnă, ei. E mai e cu o doamnă. Nu. Dar stai să spun. Deci, dacă e să veniți la noi, la masă, la buton, fără nicio jenă, eu vă duc ca data trecută, eu vă duc înapoi. Și dacă e cât? 2 ore? Am așa. 3. Ok. Nu, bine. Mami, ia mai cu o doamnă, poate nu vrea să fie filmată doamna. Okay. Să sărbătorim pe doamna împlinit 26 de ani. Am venit să sărbătorim pe... De la fiică mea. Astăzi este... ziua de naștere a lui doamna Floare, împlinit 91 de ani. Dumnezeu să o binecuvinteze cu sănătate, cu putere, cu credință, cu dragoste și să nu te lași. Niciodată! Nu mă las! Până pot să ridica până în sus! Totodată și nefata ei împlinit 26 de ani. Bine, dar când a împlinit? În, în 8. În 8. În 8. Astăzi suntem în 18, nu? Da, acum. Da, dar sunt în aceeași lună. În aceeași lună, 10 da. Zile diferență. Da. Na, ce fain. Și aceeași zodie. Și aceeași zodie. Uite, mami, ți-au făcut prăjitură cu ludaie să și cu mere. Vă mulțumesc frumos! Dumnezeu vă dea sănătate! Și dumneavoastră. Să mâncați sănătoasă. Și noi am mâncat cu varză. Cine a făcut-o? Uite, am golit aici. Noi două. Voi două? Deci așa bună au fost. Foarte fain. Foarte bună. M-am gândit dacă vine cumva. Numai bine m-am prins că nici eu n-am mâncat. Și ora 1. Vreau să gust să văd. Să văd ce nu te-mi dai. Lasă că... Uite asta mi-a spus. Stai, mami, că poate are treabă cu medicamente, cu așa. Nu, nu. Nu, că liniștită. Eu am adus de ziua dumitale. Vreau să văd dacă ți-o place. Mâncă să vezi ce bună. Mă, caut! Nu m-au zis că dacă am medicamente. Uh-huh. Eu nu umblu cu medicamente, numai de asta, de reumă și de tensiune câteodată. Așa mai rar. Am înțeles. Și... La mine medicamentul îmi vine primăvară. Multe fructe, foarte multe fructe mănânc. No, să ce și faci? Eu fructe. Să merg să sepă o greadă. Asta e. Mă sun acolo cu foarte. Asta e medicamentul. Mișcare. Hodinesc și iar mă duc și sep. Și iar vin și hodinesc. Dar nu mă răs. Da, auzi, dacă ai de săpat, mă chem și pe mine să... Să mai dau și un kil două jos. Când vine cartofi, să stai a plecat. Când vine cartofi, să pune cartofi, da. Așa. Aha, aia cred că am mai pus. Nana Floare le scoate și tu le strângi. La toamnă. Aha. Da, am mai făcut asta. La, da? Da, la Niemț am făcut. Da? Acolo, la Anca. E ușor de strâns. Da, nu e, da. Ok. No, bine, eu știu. E mai greu scot. Da. Acolo e mai greu. Păi i-am pus apa și sub ei, i-am scos, că sunt așa unul lângă altul, i-am scuturat de pământ. Da. Nu e mare lucru. De fapt, nu mă îndur, că e fata mea. Așa. Junior nu-i pasă de mine. Da, hai, stai și te rog jos. Stai aici dacă vrei. Asta să vezi ce bun e. Foarte bun. Da, gustă să vedem ce zici.
Ce notă? Dar eu mai am din asta cu varză. Foarte fain a fost, super. Să vă dea din sănătate. O laudă, da, ce zic și eu să fac de asta. Eu n-am făcut niciodată două păstrălătă cu domnule. Acum cu mere, cu... Aluatul e ăsta frage de atât de smântânos. Super. Și ce umplutură e faină. În umplutură ai văzut ce am pus? Am pus să nu mă vadă Daciana. Am străpurat o portocală și am răzărit-o, că n-am avut rămâie. De ce nu trebuie să potrivește? Da. Super. Mai bine cu portocală decât cu lămâie, să știi. Că lămâia îi schimbă, e prea, prea dominantă, prea, și atunci nu prea mai știi ce mânci. Foarte bună. Da, așa e altul gust. Da, bineînțeles, da. Fiecare cu gustul lui. Și asta, dacă e până acolo, e mai ușoară. Și asta ar fi fost mai ușoară, dar eu am pus zahăr cât am crezut eu că... Nu, că e bună, foarte bună. Deci am pus zahăr așa normal. Mi-e place mult cu aluat franget. Și așa de parcă da, de ce să cremos, așa, super, foarte fain. Dar e ziua dumitale astăzi. N-ați știut. Cum v-a spus eu? Da, n-am știut, dar uite că s-au nimerit. Da, da. S-au nimerit faină. Nu, dar niciodată nu fac exces. Așa. Bravo. Așa mi-s eu. Crede lumea că, acum ăștia se îmbui, bă, uite atâta mâncăruri. Eu de la Crăciun până la Nunou și de la Nunou până acum, eu n-am mâncat două sarmale. Așa nu vreau să mă credeți. Și două sarmale odată, dacă nu, sau trei, ce mult. Da, eu nu. Și fasole, atât am plăcut asta ce am făcut acum cu varză acră băgată în ea, iasă foarte bună, bun. Foarte bună. Am mâncat și asta o farfurie ieri. Până acum eu n-am făcut așa. Da. Și iasă cu foarte... Cu mere, chec. Da. Chec cu mere. Și m-am pus odată și am mâncat din fasole aia și atât, dar nu mult. Dacă m-am pus un polonic și la revedere. Da. Mă abțin, mă trag, că dacă... Chiar am zis că dacă n-ar fi avut diabet, și cât îs eu de pofticioasă, eu sunt pofticioasă, să știți? Și cât îs de pofticioasă, cred că atât ar fi fost. Dar eu mă țin, de acolo nu mânc, de acolo nu mânc și iacă. Și tot mi-s grasă de aia. Da. Așa e. Da. Da. Chiar astăzi m-a întrebat doamna doctor, cât îmi scade mie diabetul când spun că nu mai îmi fac insulină sau nu mai iau medicament, că e prea, prea mic. Și cât e de mult scăzut? Păi am avut și 70 și... Da, am avut de câteva ori. Cam mi se întâmplă în fiecare an, de câteva ori. Și acum, mai ieri, alaltă ieri, am avut... Mă tot îmi făcea capul, de ce urlă capul așa? M-a dus să-mi iau diabetul. M-a dus și m-am luat diabetul, 76 am avut. M-am rupt o pătrățea de ciocolată, am acolo în sertar la mine, ciocolată, 99% cacao, deci nu din aia dulce tare. Am luat două coțchi, am luat, că am văzut că am prea scăzut. Și bine a fost. Voi știți ce înseamnă coțcă? Da. Dar cum să nu? Da? Bucată. Ok. De unde tabletă. În același loc. Dar coțcă știu că să zice numai la banat, sau? Și aici? Da, noi mai mult pe Bănățani, neapte. Da, zără, să știi că au vorbit pe partea Bănățanii okay. Da. Apoi atunci, da. Mi-a asemănat în discuții. Că așa m-am dat seama de voi, că sunteți în zona noastră după vorbă. Da. Și de la 12 ani am fost aici în Arad și șepa aici să cam vorbește, așa, nu chiar altfel. Aici știi numai care face pe Domnul. Care mai joasă, acelea să fac mai pun. Mai cine ca mine. Cine ca mine. Exact. A fost nevoită să vorbesc literar, că n-am crezut că tare, trebuie să vorbești cu copii. Da. Dar să știi că așa cu oamenii, cu vecinii, cu... N-ai uitat, cum să zice. Tot țărănește am vorbit. Auzi, avem păsora Camelia din America. La 19 ani a plecat de aici. După ce stradă? Smeurei.
aici știu, în grădiniște. Și când stai cu ea de vorbă, spui că îi plecată de o zi. Așa ceva. Spui deci, că... Dar vă rog să mă credeți. Așa un dialect. Exact, exact ca noi, arădini. Nu pot să mă uit nicio. Da, acum nu mai folosesc cuvintele alea vechi. Maică mi-aș acum le folosesc. Da. Ea vorbește așa exact, cuvintele alea vechi, ea așa le spune și așa vorbește cu noi, zici că n-am cuvinte și de la 19 ani acolo crescut, acum are 50 de ani sau așa, 54 sau 50. Sora Camelia? Da, nu mai țin. 50, dar nu mai știu acum, am uitat. 54 parcă. Și au plecat, cum spun, de la 19 ani și atât accentul ăsta l-are. Dar parcă nu-i plecată, zici că e aici, la noi, în Arad. Deci se pare corect ca un om care a venit de la țară să vorbească perfect literar. Parcă nu-i stă caragios, bine. Nu? Da, da. Uită-te, verișoarele al lui soțul meu. Într-adevăr, una din ele au plecat mai de mult. De... Eram eu însărcinată cu dacian când i-au plecat. Aveam vreo 5 luni. Cam așa. Deci ea, într-adevăr, e mai de mult. Dar asta la întâi nu a plecat așa. Câți ani are când, de când a plecat Vreoana? Mirii a fost mai repede. Te referi la da. Mătușa sau la da. Mihaela? Nu, nu, la astea două surori. Mărioara și Mirii. Mărioara a plecat, să zic eu, de vreo 20 de ani. Stai să mă gândesc. Bun, că... No, și ea nu mai știe, aia vreau să spun, mai spune și pe engleză că nu mai știe românești. De bine, mami, nu. În ce cerc să învârt? Că dacă te învârt numai cu american și vorbești numai american, engleza... Dar și că sora Camelia vorbește numai engleză. Când umblă urmă picioarelor. Da, cum? Da. Unde scorpionii de la... Paris. Da, da, lasă că cine are caracterul ăsta și eu, dacă e până acolo, eu mi-s mândră că mi-s de la țară, da, sincer, exact. Și îmi place. Păi acolo ne avem rădăcinile tăți, nu? Da, deci nu că și eu am avut 12 ani când am venit în Arad și eu puteam să vorbesc mai altfel. Da, păi eu mi-am plăcut. Și eu am fost la servici. Da, aici, da. Putem să... Să uiți de unde ai plecat. Să uiți, dar eu n-am... N-am pot să fiu așa. Eu nu pot să lăs vorba de acasă. Exact, exact. Da. Acolo da, fiecare... crescut, acum da, am făcut școala generală. Și... Da, mereu acasă, că n-am vândut acolo. Și am avut grădină mare acolo, că am mai fost cumpărată ca și cum ar fi și asta și cealaltă. Ai mai cumpărat de la vecinul. Da, ormurile vecinul. Da, da, și ai mărit-o. Am avut două. Eu n-am avut timp să ies afară să vorbesc cu vecinii când m-am dus acasă de la servici. Normal. Eu am lucrat. De nu ai luat treaba, cum se zice. De la lucru ai venit la altul lucru. Da, și zice bucătăria asta de acolo, că era numoroică. Ce nu are asta? Venea cu plasele pline și le ducea și lor, de toate, din grădină, da, care nu stă da, la bloc. Da. Și lodaie albă avem. Da. Da, și de asta le ducem. Asta e de la dumneata, lodaia. O veni înapoi acasă. Păi e pot, orice locuț. Da. Să amin câte ceva și răsare, cum se zice. Asta, da, da. Astea, cine de sunt locul lor, așa că te coșinile astea, se suie acolo, se suie pe garn. Și tot așa stă. Nu, și se face cu ce una, două, trei, patru. Nu se fac ele ca la hotar, da. Dar ai văzut că când a cât. Da. Și noi când am fost la țară, pântră cuibii de cartofi, bunica mea mai punea și acolo câte o sămânță de sfeclă, da, pentru da, porci. Da, 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 da. Și zicea, sfecla mâncă porcii și frunzele rațele. Luam frunzele și le tăiam, puneam acolo tărâță, da, ceva și dădeam la rațe. De toate avea și ea în grădină. Și eu știu să fac grădina, să o samăn, să o săp, să o întrețin, exact până la 12 ani am văzut tot. Cu mine merea la tot și la, așa se spune la noi, nu știu aici dacă se spune straturi, unde puneam da, verdețurile. Straturi. Da, și unde eu făceam
șapă, usturoi, morcovi, da. Și făceam cu ea, semănam cu ea tot. Nu cu mama mea nu. Da, eu cu ea, da. Nu. Și da, ea știu. Așa și nu mi-e rușine. Așa fac și eu cu tata asta. Tot împreună facem. Păi ce să faceți? Ce să faceți? Am de când e în pensie, dacă nu a fost... No, pe atunci s-a s-o știut. Da, da. Mai rar. Da, da. Dacă de când e acasă, ea face mâncare, eu nu mă mai bag. Am ieșit. Ești în pensie. Nu. Am făcut până la 90 de ani. Dar de la 90 de ani am ieșit slăbit, că nu mai mișc cum am fost. Și poate mai și... Auzi, ai un pic de ajutor de aia. Fiindcă vecina mea, doamna Bercuș, până la 95 de ani o trăit și până la 94 de ani a făcut mâncare, să știi. Dar în ultimul an n-o mai făcut. În ultimul an deja și mai acum, așa. Când merg la biserică, pune mâncare la foc și trebuie dat o vred eu. Ai văzut? Da, așa că am în două. Da. Eu știu. Da. Eu știu că eu am avut lângă mine așa mai în vârstă și știu ce spun, că ea săracă n-avea fată, n-avea pe cine să pună și făcea ea. Și până la 90 de ani eu mers cu mine la piață. Bun. Și da, pătocuri. Și aduceam plășile și pătocuri. Bine, nu era piața departe de noi. Și atunci spuneam, tanti, nu te mai încărca așa, că nu pot să aduc atâta, că și eu și la dumitare, e prea mult. Și ducea și ea o plăsuță în mână, ducea și ea o plăsuță acolo, ce mai avea și restul duceam eu. Da. Dar eu nu meream la piață fără ea, atâta mi-era de dragă. Nu că m-a făcut ea mie ceva să-mi facă, dar îmi plăcea de ea foarte mult. Am iubit-o foarte mult. Ai avut suflet. Da. Ai avut suflet. Și a fost și ea, probabil, drăguță. Da. Și înainte de a muri, m-a sunat și a spus să vii la mine că e vai și amar de capul meu. Așa a spus. No, noi mergem acasă. Am primit și la pachet prăjitură, mulțumim tare mult, ne bucurăm și acum mergem. Eu m-am afumat, miros a fum, da. Dar fumul nu merge. Nu așa, nu-i bine cum ai spus, te-ai afumat, dar șunca nu s-a afumat. Nu, o mers, nu știu ce s-a întâmplat, o mers, am pus păstă rumeguș și mai ars, o să vezi în video, o ars, dar acum nu mai e. Poate nu a fost suficient jar. Că pune aici tot. Eu știu să fac foc, dar să fac fum nu prea. Bine. Eu vă las cu pacea Bunăvenit cu ele și gata. Să fie okay. Cu voi, să-ți dea Dumnezeu sănătate și viață lungă, să te bucuri de familia dumitale. Și fiecare să se bucure unul de altul. Îți mulțumesc, tare frumos că ai venit la mine și la familia mea. Hai să o fac o poză, să pun pe ecran. Ah, da, mă. Unde să-mi fac o poză? Ok, gata. Să ne vadă fata noastră, nefata și când o fi mormânt. Doamne feri! Da, nu, că nu. Vine vremea ca asta. Eu vin rândul și la aia, nimeni nu a rămas pe lumea. No, da. Lasă să mai stie 20 de ani acolo. Cât o vrea Dumnezeu. Eu da. Nu zic exact. nici atâta. Da, da. Cât o vrea Dumnezeu să mă țină. Exact. Da. Fiecare auzi, e scris acolo. Ai invitație de la mine, când fac nunta la fată, da. Să jucăm împreună. Da, cum am pățit eu, că am rămas mut. Era obiceiul așa. Da. Cu miresuța mică exact. Da, așa am pățit eu la nuntă. Și bătrână, nu știu, nu mă întreabă pe asta, pe firmă. Nu mă întreabă, să fiu râsă. Trebuie să-ți arăt, la mine la nuntă am pățit așa. Dar n-am avut...
Nu m-am așteptat că o să fac asta, n-am știut. A, și m-am așteptat să ia sânge. Când a ieșit, a ieșit o doamnă în vârstă cu o perdea în cap până în picioare. Am rămas mut. Și s-a dus la Mica și i-a spus, te-am așteptat. Și ce ai făcut că n-ai venit? A fost fain, a fost da. Fain. Da. În păcate, a murit. A și a bătrânuță. Iar s-a măritat una ca mine și nu am fost și eu cu alea. Și vezi, Doamne, după ce nu i-a plăcut la terță de mireasă, s-a întors de foie și mireasa și-a descântat. Nu, foarte bine. Noi mergem acasă. Noi ne despărțim. De fapt, trebuie să mergem la sora Cati să... A, mai stă aici. Nu știu unde stă. Da. În fundul celor vecini. A, deci mai încolo? Da, da, da. Pare că se cu etaj vecin. Da. No, bine, v-am lăsat, Domnul, să vă binecuvinteze pe amândouă. Dumnezeu să fie cu voi, și pe toată lumea, de fapt. Și să ne povestim. Da, da. Și veniți la noi atunci. Patru? Să nu poți. Sunt atât spadu. De la 4 la? De la 5 la 9. Dar vin eu după voi. Da, e... No, nu mă bag. Dacă vreți. Da, e vreme să umblu. Am vreme, stai liniștită. Cum vrei, dacă vrei, vine. Dacă cât, nu cât am prea vrei, nu vine. 10 minute până aici, 10 minute înapoi. Cum vrei, sincer. În partea mea, nu. Liniștiți-vă liniștite, că nu. Nu ne deranjează, nu. Cum vreți? No, bun. No, v-am lăsat, pe poate nu filmez că e rușinoasă. Vă dorim numai bine, vă lăsăm. Și vă mulțumim că ne afumați și oamenii câtă dragă. Și la anul. No, bun. V-am lăsat. No, hai, sănătate. Sărâmna. Sănătate. Și dumneavoastră, pace. No, mergem acum către casă, dar prima dată la Kaufland, dar m-am uitat căciula la... Nu, mergi acolo, oprești mașina în față la policlinică și mergi. Poate că nu a luat-o nimeni. Poate. Și dacă nu, nu. Mi-am ți-i uitat alta. Căciula acolo la policlinică. Pe bancă. Nică nu m-am uitat cam. A fost frumos la... doamna Angela și la doamna la Santi Florica. Îmi pare rău că n-am stat mai mult, dar nu pot așa planificat să stăm așa mult. Mulțumim la Dumnezeu că am putut face față. Am fost și la medic, am fost și la cele două doamne, și la Angela și la Cati. Eu nu am coborât la Cati din mașină, că am zis că nu stăm, că avem atâtea de făcut și trebuie rezolvate. Mergem la Kaufland să vedem ce îl găsim pe acolo și mergem acasă. Și mâine vrea mami să facă prăjitura asta cu griș. Și am pus întrebarea pe canal dacă să facem live sau nu. Și din 1500 de răspunsuri, 89% au fost da, să facem live, și 11% au fost să nu facem live. Deci, clar hotărât, îi foarte... mulți pentru live în sondajul care l-am făcut și atunci o să respectăm părerea dumneavoastră, dorința dumneavoastră. O să facem mâine live cu prăjitura cu griș, dar până la ce oră să facem? Că dacă facem de dimineață, multă lume e la lucru. Lasă-mă să spun eu aici. Eu încă nu am nuca cumpărată. Și mâine dimineață mă duc la piață, îmi iau nuca și atunci să spun eu pe la vreo... Ar fi bine pe la... Două. Două, cam așa, ha? Pe la vreo două. Poate două, dacă nu și trei.
Nu, eu știu. De lumea cam pe la 4 vine acasă de lucru. Păi lumea să uite la mine, dar să poate să se uite și a doua zi. Da, numai live înseamnă că e atunci, înțelegi? Nu, cum? Păi eu pot să fac oricând. O facem pe la 4? Și atunci când vine lumea de la servicii, se pune direct la... să se uite. Să da, să... A, nu o să uite imediat. Păi poate că nu, dar majoritatea da. Când vine, se relaxează cu noi. Nu, nu știu. De ce nu o tragi în coace? Păi să mă duc să-mi iau căciula. Aha. Cum crezi tu așa faci? Eu ce pot să spun? Cine vrea să facă împreună cu mine, astăzi, puneți o cană de lapte și o cană de griș. La înmuiat, de sara. Deci pe sara puneți o cană de griș și o cană de lapte. Să se moaie. Și atunci cu aceeași cană, mâine dimineață, când fac eu, puteți să puneți o cană de zahăr, o cană de nucă, atunci o să vedeți direct cum fac eu dacă e live. Știi ce? La video ăsta pun ce ai filmat acolo cu blatul ăsta de griș și cu nucă. Înțelegi? Și atunci ei poate să facă astăzi ce ai făcut tu ieri. Și atunci mâine când facem live și vrea să facă cu tine împreună prăcinta, păi aia, cum atunci am spus, face stai un pic, tot cum trebuie. Ok, așa fac. Aia cum am spus, cine vrea să facă mâine odată cu mine, atunci astăzi pune o cană de lapte și o cană de griș, o lasă acolo într-un lighean, într-un, unde o lasă, să stea toată noaptea. Și mâine când mă apuc eu să fac, numai să vedem la ce oră exact, când o fac, pune exact ce pun eu, pune și doamnele. Și crema la fel. Eu vreau să fac cremă cu mascarpone, cu frișcă și cu crema de vanilie care o fac eu. Vezi că n-ai mascarpone. Combin. Păi nu la Kaufland merge? Combin mascarpone cu crema de vanilie, fiindcă dacă puni mascarpone cu frișcă, nu iasă până în lumea crema aia ce o fac eu, așa faină. Deci așa iasă cel mai bine. Cu prima dată budinca asta de vanilie. Și să combină budinca de vanilie cu mascarpone și după aia să pune frișcă. Și iasă o cremă minunată. Atât am avut de spus. O să adaug la video asta ce-a făcut mami, că a făcut un video scurt cu cana de griș așa. Știu că sunt orașe mult mai aglomerate ca și orășelul nostru, să zic așa. Acum am văzut parcare. Uite aici. Da. Mă duc să văd dacă mai găsesc căciula. Mi-am găsit căciula. Acum o să stă în spatele mie. Ah, stă la roșu toți. Iar pui unde nu trebuie și iar o pierd. Mami, e mașina? Parcă te-o suna cineva. Ange. Și încă... Am venit la domnul Ionica. Astăzi e și bunătarea ta. Am e grăsută. Uh-huh. Iară mă vede. Să poate dacă vinim la tine să nu te filmăm? Nu se face. Nu se face. Nu se face. Cu câte că vreau? 40 și 50. Cum? Cum crezi? Așa e viața. Așa e viața. Scumpă e situația. Cum e viața? Scumpă. Veniți la domnul Ionică care... Nu știu că
Nu că proaspătă. Te lasă și să mânci. Acum poate te lasă pe tine că te cunoaște. O las, o cunosc, corect. Și nici a nici ieri de mult. Mânca, mânzare bună. Angizele din altă piață. Negociate? Ciao, ciao. Nu mai fac, am fost destul. Arăt ce cumpără bunica aici. O feliuță. O țară de slane, din asta mai roză. Mai roză fi. Bă, hai să o vedem. Are șoric. Domnul Dumitru. Șoricul mânchiotăr. Da, așa ai spus, are șoric domnul Dumitru. Nu, l-am întrebat, domnul Dumitru, are șoric? Clisa, dar nu... Domnul Dumitru. Eu așa, așa am înțeles totul. Hai că așteaptă să... Ce? Cât să taie? A, păi nu ți-am spus. O peiuță, așa. Cât mă duc eu acasă și gust. Atât? Nu e toată tabla. Păi nu știu. Nu. No. Bine. Înseamnă că am șoric puțin. Dacă vă place, mă așteptăm. Doamne, de! Nu, 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 nu. Cu toată bucata, nimica, de data asta. Nu, no, uite așa. Bine. No. Mulțumim. Mulțumim. Ciao. Uite ce e aici. Numai astea nu sunt așa bune ca alea după slamea. Facem finalul la video nostru. Acasă n-am ce să filmez, nu am cumpărat în afară de nucă. Să vă arătăm mare lucru ce am luat. Cum am zis, mâine după masă, o să facem live de la 3-4, cam așa. O să facem live cum face mami prăjitura cu griș. Astăzi prea târziu să ne apucăm să facem. Și spre seară vreau să ajung la adunare. Și nu vreau să am stresul ăla. Că trebuie să terminăm și cumva să nu mai ajung, că vreau mult să... Stai aici. Nu, că e periculos. Noi vă lăsăm acum și nu știu, cred că o să fac Andrei ceva rețetă. Așa am înțeles. Vă lăsăm cu pacea Domnului, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, dragoste, înțelepciune. Dacă vrei să zici tu două cuvinte. Da, pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Și cu noi la fel. Pace, la revedere. Pace. Ridicați-vă, porți capetele, ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre împăratul, împăratul slavei. Ridicați-vă, porți capetele, ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre împăratul, împăratul slavei. Cine e acest împărat? Acest împărat, cine e acest împărat? Împărat al slavei. Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Împărat al slavei. El este Domnul tare și puternic. El este Domnul, cel vitează lumea.
împotriva lui. Tot genunchii se pleacă în fața lui. Nimeni nu-i ca împăratul, împăratul slavei. Cine poate sta împotriva lui? Tot genunchii se pleacă în fața lui. Nimeni nu-i ca împăratul, împăratul slavei. Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Împărat al slavei. Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Împărat al slavei. El este Domnul tare și puternic, triumfător. Adorare, Dumnezeu vrenic, vrenic e de cinste, vrenic de închinare, vrenic de adorare, Dumnezeu vrenic, vrenic e de cinste, vrenic de închinare, vrenic de adorare. Veșnice, ca să intre împăratul.